Este oficial așadar, ne vom putea amâna plata ratelor până la finalul anului. Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care stabilește criteriile în baza cărora băncile își vor păsui clienții. Și nu doar ratele la credite se pot suspenda 9 luni, ci și contractele de leasing. Specialiștii ne sfătuiesc totuși să continuăm să plătim și în perioada de criză dacă avem posibilitatea. Iată de ce. Ordonanța adoptată de guvern le va permite românilor, atât persoanelor fizice cât și firmelor, să ceară amânarea ratelor pentru până la 9 luni. Măsura pare tentantă pentru mulți, însă analiștii spun că dacă dobânzile nu vor fi subvenționate de stat după perioada de criză, vom plăti rate mai mari chiar și cu 50%. Măsura pentru perioada de grație de 9 luni este foarte necesară, dar nu ajută populația și mediul de afaceri dacă dobânda din această perioadă acumulează în continuare și trebuie plătită la anul. Și nu facem decât să amânăm problema, nu să o rezolvăm. Cea mai bună soluție ar fi o subvenționare a acestor dobânzi pentru aceste 9 luni. Dacă nu ați rămas fără loc de muncă sau fără economii, analiștii vă recomandă să vă plătiți în continuare datoriile, mai ales că dobânzile sunt la un nivel scăzut după măsurile anunțate de Banca Națională pentru a sprijini populația și companiile. În perioada imediat următoare, dobânzile vor fi scăzute, deci vor beneficia de rate ceva mai mici și nu văd niciun sens să prelungești rata cu 3, 6, 9 luni cât va fi această amânare, ca să plătești după aia. Scopul creditului este să scapi de el cât mai repede. Deja indicele ROBOR, cel care influențează evoluția ratelor pentru creditele în lei, a scăzut semnificativ în ultimele zile, de la 3,24 la 2,58%. Sunt deja bănci care le oferă românilor posibilitatea de a-și amâna plata ratelor. Băncile care au putut să facă acest lucru sunt cele care sunt și bănci puternice, pentru că noi avem un număr mare de bănci, dintre care doar 10 bănci sunt cele care au și capital puternic. Este în regulă pentru cetățeni să aștepte această ordonanță sau deja să aplice dacă au nevoie? Este în regulă să aștepte actul normativ. Criza provocată de coronavirus se va resimți și în tranzacțiile imobiliare, spun analiștii. De câștigat ar putea avea cei care și-au propus să-și cumpere o casă. Foarte important să fim atenți la economii, să nu cheltuim pe produse de care nu avem nevoie, în niciun caz achiziții importante cum sunt autovehicule sau locuințe, pentru că acestea se vor ieftini semnificativ în perioada următoare din cauza prăbușirii cererii. Deci pentru acei români care au nevoie să cumpere o locuință, le recomand să mai aștepte, pentru că până la sfârșitul anului ne așteptăm la ieftiniri de cel puțin 25-30%. Cât despre companii, specialiștii spun că măsurile luate până în prezent de guvern n-ar fi suficiente. Experții se tem de abuzuri din partea angajatorilor, care și-ar putea trimite salariații în șomaș tehnic. O soluție ar fi, spun ei, posibilitatea de a trece în șomaș tehnic în funcție de ritmul scăderii cifrei de afaceri.